Bun, navet cam e sfârcoș, e să tem dacă le spui adevărul cuiva în față, pe după asta bine și așteaptă pedeapsă. Adică cu niște injecții care dorm mult zile și până la bătăi. Aceste mărturii par desprinse dintr-un film horror. Din păcate, este realitatea de după poarta internatului psihoneurologic din Cocieri. Pentru că majoritatea beneficiarilor sunt diagnosticați cu boli psihice, declarațiile lor sunt ignorate de directorul instituției, dar și de autoritățile de la Chișinău. Sunt persoane cu dizabilități mentale și pot spune câteodată orice. Nu știu cum la voi ajunge informația, la noi nu a ajuns informația. În cazul când se vor adeveri astfel de informații, vor fi sancționați. Așa s-a întâmplat și în cazul acestei tinere, care a mărturisit că a fost forțată de mai multe ori să întreține relații sexuale cu un angajat, în caz contrar era bătută. Это было зимой и осень и лето. Давай быстрее. Если сейчас ты не дашь, я тебе сейчас второй глаз ударю. Я говорила шефу, он не верил мне. Он сказал: "Иди, ты выдумывай". El singur îmblă, Doamne ferește, și doresc după bărbați, mai ales dacă îi place de unul, îmblă toată ziua după dâns. Beneficiarii internatului povestesc că într-o zi unul dintre bolnavi a văzut cum sanitarul o forța pe femeie să întreține relații sexuale și l-a denunțat directorului. Acesta, vrând să mușamalizeze cazul, l-ar fi concediat pe sanitar. Acum însă directorul neagă și spune că nu își amintește de un asemenea caz. În ultimii 2 ani s-a întâmplat așa ceva sau nu? Categoric. Nu, eu știu, nu ți-o minte, poate. Nu prezer, nu vreau să mintă, nu ți-o minte. Și fostul sanitar, care nu mai lucrează la internat de 2 luni, neagă că ar fi avut o relație cu femeia. Cazul nu a fost raportat la poliție. Eu și seamănă om deja la care să fac așa ceva. Doamne ferește, nu, nici în gând nu a fost așa ceva. Beneficiarii se tem să discute cu cineva din afară. Ei spun că dacă află administrația că s-au plâns de ceva, sunt pedepsiți. Cel mai mult se tem să nu fie bătuți și închiși într-o cameră situată la etajul 3 al internatului. Acolo este doar un pat din fier, iar despre WC sau apă nici vorbă. Не будешь ругать, что я с ней разговариваю? Кто ругает? Я думаю, что не будешь ругать. Я же и так буду наказывать. Если не слушаешь, тогда не такое действует. Со шлангом. Или железком. Я на вроде пил до Лукрец, мацану до луни ăsta în secția 3-a etajă. Deși a negat insistent că în internat ar exista o asemenea cameră de pedapsă, administrația a acceptat într-un final să ne arate încăperea. Însă directorul susține că bolnavii ar fi închiși aici din alte motive. Nu, dar chiar se va, конечно, că l-am suit aici, dacă e ca o băut și face prostii nebunii, trebuie să îl dau supraveghere. La 2-a etaj noi nu avem acolo infermier. Știi că fereste, dar noi fereste desc cu pachete. Și cu asta are scop. De ca o pedeapsă, spunem așa. Noi ridicăm la 3-a etaj. Ruslan locuiește în internat de mai bine de 10 ani. El suferă de epilepsie și a ajuns aici după ce a fost abandonat de mama sa. El este unul dintre puținii beneficiari care nu se teme să vorbească deschis despre ce se întâmplă în spatele porților instituției din Cocieri. Afară, nu, în curte ce din întru. Doamne, ce să faci? Pe dinșe, struchiesc, bal. Eu tot văd, dar și nu... Pe lângă bătaie, bolnavii se plâng că îndură foame. Abiet asobina plahoi. Fac apă chioară. Și nu e gustos nimic. Și noi idem să l-o prăsiți cușeți. Ani și-o tașat sumchi, da. Viodrami. Mulți dintre beneficiari merg prin sat și muncesc cu ziua pentru o bucată de pâine. În schimb, angajații ar primi câte 50-100 de lei de la săteni ca să le permită să-i ajute la munci. Vine și mă ajut. Ideea o cățăgă de pâine acolo. E și mai ies la pâine. Pentru să găi. Pe zi, zașile, da. Unde lucrăm acolo și mâncăm și ceva și... Servitoarele care lucrează, eu strachină, care la răzdace, eu strachină și eu le duc. Directorul neagă că bolnavii ar suferi de foame și că angajații ar ieși din instituție cu produsele destinate lor. S-a întâmplat cu o mâncată aici. Dar ca să iei mâncare... Urgențele. Nu s-a întâmplat. Nu l-am prins pe niciun, pe crucea mea. Internatul se află în subordinea Ministerului Muncii, deși activiștii pentru drepturile omului care au vizitat instituția în ultimii ani susțin că au informat Ministerul despre situația de acolo, nimic nu s-a schimbat. Am avut diverse plângeri de la violuri, lovituri, maltratări, personalul nu este educat în domeniul drepturilor omului. Ministrul Muncii a rămas surprinsă de mărturile pe care beneficiarii le-au făcut echipei ProTV. Să vă facem o investigație internă și să vă informăm suplimentar. Confirm că dificultăți sunt. În timp ce conducerea instituției susține că declarațiile bolnavilor nu trebuie luate în calcul, activiștii pentru drepturile omului contrazic. Potrivit lor, acestea pot fi probe reale, doar că trebuie verificate. Există cazuri când după câțiva ani de declarații, am constatat că într-adevăr e așa cum spune persoana. Internatul psihoneurologic din Cocieri funcționează de mai bine de 30 de ani. Aici se află peste 360 de persoane.